Bine ați venit la conferința de presă a Universității Craiova, conferința la finalul partidei cu fece voluntari de pe teren propriu, disputată la Drobeta Turnu Severin. Alături de mine se află domnul Davis Mangea, antrenorul Universității Craiova, împreună cu domnul Daniel Pârvu, antrenorul secund. Pot să-i dau cuvântul domnului Mangea pentru câteva cuvinte, apoi întrebările dumneavoastră. Am făcut una partita un po' sottotono, ma era normale, essendo la terza partita in sei giorni. Era difficile tenere un ritmo diverso perché i ragazzi sono esseri umani e è difficile giocare senza aver tempo per recuperare tra una partita e l'altra. Quindi uno dei rischi era proprio questo, che io sottolineavo un po' in questi giorni, che il calendario non era assolutamente normale per noi. E niente, a questo abbiamo aggiunto anche qualche errore e quindi è normale non portare a casa tre punti. Vreau să subliniez încă o dată faptul că m-am temut de acest risc în ceea ce privește faptul că am jucat trei meciuri în șase zile și jucătorii sunt ființe umane, aveau nevoie de un calendar competițional diferit, nu așa de încărcat. La oboseala jucătorilor s-a adăugat și anumite erori ale noastre și nu am reușit să facem un alt rezultat. Ochelarii pe care i-am adus în joc, i-ai lăsat la arbitru? Ochelarii pe care le aveai venit durante la partida, le-ai dat la arbitru după? No, io... Sapete che io non commento le decisioni degli arbitri. Con educazione a fine partita ho chiesto se aveva visto quello che era successo in campo. Nel tunnel mi ha detto sì, ho visto. Non so se ha capito bene l'italiano, perché parlavamo in italiano. Se ha capito bene l'italiano e ha detto sì, ho visto, le valutazioni poi dovete farle voi. La sfârșitul meciului am avut dorința de a clarifica lucrul acesta în tunel către vestiar, în tunel către vestiar cu educație, dar în limba italiană. I-am cerut arbitrului să îmi spună dacă a văzut. El mi-a răspuns că a văzut. De ce a luat decizia aceea, nu știu. Și dacă a văzut, trebuia să dea penalti? S-a visto perché a dat. Questo dovete deciderlo voi, commentarlo voi. Eu non le commento queste cose. Lucrul acesta trebuie să-l decideți și să-l comentați voi. Eu nu comentez lucrurile și operatul arbitrilor. Este al treilea meci în care Craiova primește, este dezavantajată de arbitri. Și la meciul cu Dinamo, și la meciul cu CFR, și la meciul cu Voluntari. Credeți că e greșeli voite împotriva Craiovei? Nu am avut solo l'ultima parola. Împotriva Craiovei. Pensi che è una cosa voluta, cioè gli errori si fanno volutamente? No, no, cambierei mestiere in questo caso. Se pensassi una cosa del genere cambierei mestiere. Dacă aș gândi un lucru de genul acesta, aș schimba meseria. Abbiamo sbagliato, cioè abbiamo svanito. Sì, sì, ho capito, capito. No, questo è un problema nostro, ma dovevamo fare forse qualcosa in più per vincere la partita di oggi, quindi importante è capire anche gli errori che abbiamo fatto nell'arrivare vicino a questa partita, però ripeto, sicuramente ha inciso veramente tanto la stanchezza, perché veramente con questo calendario era veramente difficile giocare. È più facile per le squadre che decidono di difendersi quando si è stanchi rispetto a una squadra che deve provare a giocare e a vincere le partite. Este mai ușor pentru o echipă să se ape decât să încerce să facă jocul, să creeze situații de gol. Cu siguranță că asupra jocului nostru a avut o influență foarte mare oboseala, dar pentru a învinge trebuia cu siguranță să facem mai mult decât am făcut astăzi. Cele trei jocuri pe care le desfășurați în deplasare sunt mai grele decât cele trei jocuri jucate în șase zile? No, giochiamo tre partite fuori casa, ma giochiamo una partita a settimana. Quindi è vero che giochiamo fuori casa, ma una partita a settimana si può preparare. È più difficile preparare tre partite in sei giorni.
Sunt trei meciuri într-adevăr pe care le vom avea și toate vor fi în deplasare, dar va fi un meci într-o săptămână. Avem mai mult timp la dispoziție să pregătim aceste meciuri. Cu siguranță că e mai dificil să joci trei meciuri într-o săptămână decât să joci un meci într-o săptămână. Ca multe greșeli personale care au costat echipă. Au primit goluri, ați primit goluri, incluză un greșeli personale, au greșit portarii. No, io non, quando si fanno le cose bene, il merito di tutta la squadra, quando si sbaglia tutti insieme. Se c'è una responsabilità è dell'allenatore che fa le scelte e basta, non ci sono responsabilità di altro tipo. Când rezultatul este pozitiv și când învingem, meritul este al tuturor. Când nu reușim să facem lucrul acesta, când pierdem sau facem egal, responsabilitatea este în special a antrenorului. Non so se è un problema di concentrazione, se lo è stato di squadra, non è un discorso di un singolo giocatore, ripeto. Poi le scelte le fa l'allenatore, quindi dovrà pensarci l'allenatore a migliorare la situazione. Nu cred că este o problemă neapărat de concentrare a unui singur jucător. Este o problemă de ansamblu, probabil, dar atâta timp cât antrenorul face alegerile și decide asupra jucătorilor care se prezintă în teren, responsabilitatea este a antrenorului. Sunteți mâhnit pentru că nu ați reușit mai mult de un punct astăzi. Chiaro, quando non si vince io non sono mai contento, questo è sicuro. Probabilmente però per vincere dobbiamo capire che questa partita può essere utile se capiamo alcune cose, perché probabilmente per vincere bisogna fare qualcosina in più rispetto a quello, tutti insieme, qualcosina in più rispetto a quello che abbiamo fatto oggi. Sul fatto di giocare in casa, quante ne abbiamo giocate con oggi? 11? 12? No, 12. 12, no? Abbiamo giocato 12 partite fuori casa, abbiamo 23 punti. Spero che quando giocheremo in casa riusciremo a migliorare questa media. În ceea ce privește meciurile pe care le-am jucat, am jucat până acum 12 meciuri, toate au fost în transfer, deci în afara, nu acasă. Am câștigat până acum 23 de puncte. Când vom juca cu adevărat acasă, eu sper să adunăm mai multe puncte. În ceea ce privește dacă sunt supărat pentru rezultatul meciului, întotdeauna sunt supărat când nu reușim să câștigăm. Meciul de astăzi trebuie să ne folosească drept învățătură și cu siguranță că pentru a învige trebuie să facem ceva mai mult față de ceea ce am făcut astăzi. Credeți că a fost ultimul meci pe care Universitatea Craiova l-a jucat la Sederii sau se va mai juca și un meci la Sederii? Discutăm despre meci. Io spero di giocare in casa il prossimo match che giocheremo in casa. È lontano, è il 28 di ottobre, penso. C'è più di un mese. Spero che in un mese di avere la possibilità di giocare in casa. Io spero să jucăm acasă. Următorul match este în jur de 28 octombrie, mai este mult timp până atunci. Io spero să îl jucăm cu adevărat acasă. Vă mulțumim. Seara frumoasă. Mulțumim.